era Cine este personajul tău preferat din Biblie? Samson cel puternic sau Solomon cel înțelept? Sau poate Daniel cel smerit? Potrivit cuvintelor lui Isus, ai vrea să fii porumbel sau șarpe? Ce facem atunci când Isus ne învață ceva ce nu ne place? Vino cu noi între 7 martie și 23 mai în fiecare duminică seara de la ora 9 pe Facebook și YouTube ca să descoperim împreună învățăturile lui Isus. Vă salut cu mare bucurie în cadrul emisiunii Orizont pentru a opta ocazie a seriei de tineret cu titlul Cine sunt eu. Vă salut și pe voi, dragi tineri! ați citit în Biblie pilda tânărului bogat, vă aduceți aminte cum a intrat în contact cu Isus Hristos și despre ce au discutat? Cu siguranță vă aduceți aminte, însă discuția de azi va vorbi despre ce cred tinerii cu privire la această întâmplare. Vă invit să rămâneți și azi cu noi ca să ascultați o abordare tinerească despre acest subiect. Predica de azi este rostită de pastorul Vereș Iozef, apoi va avea loc dezbaterea cu tinerii din comunitatea sărmașul, moderată de Vereș Timeodolmo, pedagog. Vizionare plăcută! Vă salut cu mult drag, împreună cu Ioțo, în cadrul a opta ocazie a seriei cu titlul Cine sunt eu. Ne bucurăm că ați răspuns cu drag invitației noastre la această dezbatere. Între învățăturile lui Isus erau unele lucruri plăcute pentru sufletul oamenilor, însă au fost și afirmații pe care auditoriul nu le primea cu brațele deschise, ci își doreau ca Isus să nu le fie amintit. În cele ce urmează, vom face cunoștință cu un tânăr care era încântat de învățătorul, dar la sfârșit pleacă întristat. Să ascultăm predica lui Yozo, apoi vom reveni la discuția despre întrebările noastre. Un călugăr budist pe nume Genshin Fujinami Ajari care este numit și preot maratonist pentru realizările sale, în șapte ani a făcut 38.000 de kilometri în Japonia, în munții Hiei. Spera ca această călătorie să-i aducă iluminare. Țineți picioarele la căldură, a fost singurul sfat pe care l-a primit, spunea Fujinami la început. Cu o zi înainte de plecare a început să ningă și se gândea că va fi greu, în 2003, era membru în secta japoneză Tenda, la 44 de ani a realizat ceva ce doar 49 de oameni au mai putut face în afară de el din 18... 1589 încoace. A terminat traseul Hieizan Seneki Kaihodio, o încercare de alergare de 38.000 de kilometri care trece peste culmile a cinci munți spre nord-est de Kyoto. În primii trei ani, timp de 100 de zile, Fujinami se trezea noaptea, se trezea și, după ce se ruga, străbătea 30 de kilometri. Se oprea de 250 de ori ca să se roage. Apoi, la mănăstire, își termina treaba, mânca și se culca. În anul al patrulea și al cincilea a mărit kilometri la 200. În anul al șaselea, timp de 100 de zile, făcea 60 de kilometri și apoi își termina doirii, care presupune ca timp de 9 zile să nu mănânci, să nu bei, să nu dormi și să spui 100 de mii de mantre. Acesta este numit uh, ritul de intrare în templu, în primele 100 de zile ale anului al șaptelea, făcea trasee de 90 de kilometri de la 1 noaptea până după masa la 5, iar în următoarele 100 de zile parcurgea 30 de kilometri. Pe zăpadă, ploaie și în timpul taifunului era în munți. Avea mereu la el un cuțit și o sfoară ca să se poată împunge sau spânzura dacă vrea cumva să renunțe. Nu ni se spune dacă a fost vreun maratonist budist care să fi făcut așa ceva, dar era obligatoriu pentru toți. Oare la sfârșit, cu ce s-a ales Genshin Fujinami Ajari? În afară de mândria pe care o simțea pentru realizarea lui, probabil cu nimic. Înainte de o nouă călătorie de 100 zile, în privința motivației, spunea că vrea să fie respectat mai mult. În vremea lui Isus, un tânăr bogat l-a întrebat ce bine să facă pentru a avea viață veșnică. Atunci vine răspunsul surprinzător al lui Isus, despre care mulți spun că mai bine nu îl zicea. Dacă vrei să intri în viață, ține poruncile. Tânărul vedea această afirmație plină de speranță. Apoi a întrebat: Care dintre ele? Isus a zis: Acestea să nu omori, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, respectă pe părinți și iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Tânărul, tânărului stălugeau ochii și a zis mândru, toate le-am păzit din tinerețea mea, realizări, merite, apreciere, respect. Oare asta este oferta lui Isus? Am fi mântuiți prin faptele legii? Asta ne învață Isus? Nu, atunci de ce a zis că dacă vrei să intri în viață, ține poruncile? Răspunsul se poate găsi în întrebarea pe care o pune tânărul. El a întrebat, bunul învățător, ce bine să fac pentru a câștiga viața? A pus o întrebare foarte importantă și azi tinerii sunt preocupați de întrebările importante. Te încurajez, prietene drag, ca să pui în continuare întrebări să cercetezi. Cercetați toate lucrurile, puneți întrebări importante, cum ar fi cine suntem, de unde venim, ce s-a întâmplat, unde mergem, care este planul lui Dumnezeu, unde este locul meu. Acest tânăr pune această întrebare importantă, dar nu o pune bine. Avea în el deja o presupoziție, una greșită. Ce bine să facă pentru a moșteni viața veșnică? Pentru a fi mântuit nu trebuie să faci bine. Omul nu poate face nimic bine, de aceea, Isus, înainte ca să-i răspundă, îl întreabă altceva. Un lucru care cuprinde răspunsul corect. De ce mă numești bun? Nimeni nu este bun afară de Dumnezeu. Ce răspuns? Tu mă întrebi ce bine să faci. Dar unul singur este bun, iar acela nu ești tu, ci Dumnezeu. Cum îți imaginezi că faci bine sau că vei face bine când doar Dumnezeu poate asta, fiindcă doar El este bun? Dar Isus pleacă de la întrebarea pusă greșit și îl conduce pe drum ca să vadă unde duce un punct de plecare greșit, ca la final să găsească soluția autentică împreună. Tânărul răspunde afirmativ la condiția întrebării, dar de fapt el nu era pe aceeași undă cu celelalte porunci, pentru că iubea averea mai mult decât pe Dumnezeu și pe aproapele. El însuși simte asta spre finalul discuției, când îl întreabă pe Isus ce îi mai lipsește în loc să plece cu bucurie, conștient de faptul că a ținut poruncile și poate avea viață veșnică, Isus îi oferă tânărului bogat soluția finală care spune: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și vinde averea, împarte-o la săraci și vei avea comori în ceruri. Apoi vino și urmează mă. Soluția este ca tânărul să urmeze pe Isus, predându-și viața pe deplin. El trebuia să fie pe primul loc, ca apoi toate să se rezolve și astfel să ține poruncile. Genshin Fujinami Ajari a făcut 38.000 de kilometri pentru a fi luminat și ca să fie respectat. Tânărul bogat susținea că a ținut toate poruncile din pruncie pentru a obține viața veșnică, dar în final pleacă trist pentru că a refuzat singura soluție. Singura soluție este a urma pe Isus, să alegem corect, să acceptăm pe Isus în inima noastră ca să-l urmăm. Bolna, iertă... Tânărul bogat dorea să se înțeleagă pe sine cine este el de fapt. De aceea merge la Isus, pentru că simțea că Isus îl poate ajuta pe calea vieții. Isus o face cu drag. Îi așează în față o oglindă și tânărul bogat se vede pe sine. Vede în ce direcție merge viața lui. Atunci când are loc recunoașterea, decizia este în mâna lui: rămâne sau fuge. El alege a doua variantă. Am văzut în viața călugărului amintit că nu aștepta ca viața să treacă pe lângă el. Era interesat de un anume lucru și a făcut ceva pentru a găsi răspunsul, la fel ca tânărul bogat. Ce credeți, tinerii de azi au ținte, întrebări sau doar trec așa prin viață? Ce întrebări importante îi preocupă pe tineri? Eu cred că sunt întrebări care îi preocupă pe tineri în prezent. Lucruri care se întâmplă acum și sunt și întrebări veșnice care erau de interes în orice vreme. Întrebări esențiale cum ar fi, de unde am venit, cine suntem. Aceste întrebări ne preocupă și astfel încercăm să vedem cine suntem. Apoi lucrurile se accentuează prin întrebarea cine vom ajunge să fim. Și în pilda tânărului bogat, văd că întrebarea se pune tot în sensul acesta. El era interesat de cum va continua viața lui în ce privește veșnicia. Ce putea el să facă? Pentru a avea viață veșnică. Într-un anume sens, întrebarea este pusă greșit. Dar Isus nu spune asta, ci oferă un răspuns tânărului. Sunt întrebări la care căutăm un răspuns și ne căutăm locul nostru în lume. Lucrul acesta se poate realiza dacă avem răspuns la întrebările anterioare. Punctul de plecare este foarte important, pentru că dacă acesta este faptul că Dumnezeu ne-a creat, atunci ajungem la întrebarea cu privire la voia lui Dumnezeu prin ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Pentru a ajunge la întrebarea cu privire la voia lui Dumnezeu, trebuie să răspundem la întrebarea cine ne-a creat, susținând că suntem creația lui Dumnezeu. Punctul de plecare este important. Ca în cazul tânărului bogat, dacă este bine așezat și nu accentuăm faptele pentru a avea viața veșnică. Cine ne referim la o relație de încredere, de a ne preda în mâna lui Dumnezeu, atunci teama de viitor nu se va vedea în a face ceva pentru asta. Tânărul bogat merge la Isus și îl salută. Care este fundalul prin care el ajunge acolo, în baza căruia putem înțelege că presupozițiile lui erau greșite. De ce erau rele? Ellen White, legat de această întâmplare, spune că evreii în acea vreme erau învățați că trebuie să merite Harul lui Dumnezeu prin fapte. Și tânărul bogat venea cu această premisă. Însă, sunt mai multe probleme în acest sens. Una, care cred eu că este mai importantă și am avut nevoie de timp să realizez asta, este că prin acest fel de gândire, crezul că trebuie să fac ceva pentru a merita Harul lui Dumnezeu, încep să mă gândesc la mine, la ceea ce trebuie să fac ca să fiu mai bun, ca să mă conformez așteptărilor oamenilor și ale lui Dumnezeu. Sunt două posibilități. Fie mă încred în mine, ca farisei, sau îmi dau seama de realitate că nu pot face asta. Ca păcătos, nu sunt în stare să merit Harul lui Dumnezeu orice aș face. De multe ori, acest lucru ne face să renunțăm la încercări și ne supărăm pe Dumnezeu. Indiferent de situația despre care vorbim, este o formă periculoasă a egoismului, pentru că eu cred că fac bine, cred că trăiesc pentru alții, dar de fapt doar mă folosesc de ceilalți oameni cărora le fac bine pentru a avea merite proprii. Acest lucru nu este corect, este în opoziție cu legea lui Dumnezeu care ne vorbește despre dragoste altruistă. Ce a înțeles tânărul bogat din răspunsul lui Iisus cu privire la viața veșnică? Este una din cele mai importante întrebări în teologia creștină, pentru că unii cred că este prin credință, alții susțin că prin credință și fapte. Eu cred că credința este rezultatul faptelor. Dacă cineva crede în Dumnezeu, se va vedea acest lucru în faptele lui. Viața veșnică depinde de dragostea dintre Dumnezeu și om. Dragostea lui Dumnezeu nu este umbrită și lipsită de lucruri concrete, ceea ce înseamnă că nu ajunge dacă omul înțelege ce este bine, ci trebuie să facă asta. Răspunsul lui Dumnezeu este că viața veșnică se câștigă cu El și nu fără El, de aceea ne-a trimis pe Fiul ca prin jertfa Lui să avem posibilitatea vieții veșnice. Și Biblia ne spune că cei care primesc pe Isus din Nazaret au viață, iar cine nu o acceptă nu are. Viața noastră nu este meritul nostru, ci o primim de la Dumnezeu și cred că și viața veșnică tot de la El o vom primi. Mulțumesc pentru răspunsul tău! Ne dăm seama că este vorba de un dar gratuit, și pentru asta nu se cere un preț. Ce rol au poruncile? în viața noastră. Este important să le păzim și dacă da, putem face asta noi, oamenii? Sau doar ne chinuim dacă Dumnezeu nu intervine ca să ne ajute? Părerea mea este că, în general, ne ajută, dar nu doar atât, cine și apără, pentru că vedem o limită imaginară până la care poate merge omul, cu ajutorul poruncilor putem defini limita dincolo de care trebuie să îmi asum consecințele și cred că lumea nu poate funcționa fără porunci pentru că ele ajută omenirea și așa funcționează lucrurile. Ne ajută să înțelegem ce urmează după anumite fapte. La ce trebuie să ne așteptăm din partea lui Dumnezeu? Îmi imaginez că este ca atunci când facem un legământ, când îl respect atât de mult pe celălalt, încât nu încalc drepturile lui, nu intru pe teritoriul lui fără a fi chemat în locul acela. Ci îndeplinesc aceste condiții ale legământului din recunoștință. Aș aminti un cuvânt pe care l-a zis Roli, este important, aspectul protector. Păzirea poruncilor, legea, în primul rând, mă apără pe mine. Îmi asigur cadrul și stilul corespunzător de viață. Felicirea, într-adevăr, Păzirea poruncilor, legea este importantă și necesară, nu din perspectiva mântuirii, ci de a urma și a mă supune lui Isus Hristos. Aș mai, adău Aș mai adăuga ideea că atunci când știu că toți ar ține legea, așa ca mine, presupun că sunt în siguranță, pentru că dacă toți țin porunca de a nu ucide, atunci știu că oriunde merg, nimeni nu mă poate ucide. Sentimentul de siguranță este important în mediul fiecăruia. Este o reciprocitate, atâta timp cât păzesc poruncile, cred că și tu vei face la fel. Ce relație este sau poate fi între lege și mântuire? Mântuirea înseamnă a crede că prin sângele lui Hristos poți fi liber. Crezi că te-a mântuit, că primești viață nouă, îți șterge păcatele și de aceea vei ține poruncile ca să arăți de cine aparții și pe cine urmezi. După cum spune Pavel, legea este o glindă care ne arată unde avem lipsuri. Dacă nu avem lege, atunci nu există păcătos și nici călcare de lege. Legea ne arată că suntem păcătoși și avem nevoie de mântuire. Nu legea ne va mântui, ci Hristos, Cel care a murit pentru noi. Astfel, dacă cineva a adus deja această jertfă pentru mine, atunci sunt recunoscător față de El și din supunere păzesc legile. Așa cum a amintit Roli, este bine să păzim legile pentru că ele ne apără. Prin ele, Dumnezeu nu ne vrea răul. Păzirea legii este rezultatul mântuirii. Așa spunem și așa facem diferența. Noi nu ținem poruncile. Pentru ca să fim mântuiți, ci le ținem pentru că deja suntem mântuiți. Și, așa cum a zis Rita, Hristos ne mântuiește. La un moment dat, și ucenicii se întreabă dacă, în urma faptului că au lăsat totul și au urmat pe Hristos, ce anume vor primi? Omul, prin natura lui, dorește să aibă beneficii și dorește răsplată ce a câștigat călugărul budist Gen Genshin Fujinami? Funcționează principiul potrivit căruia și eu ofer ceva și Dumnezeu oferă ceva? Fiecare vine cu câte ceva sau mântuirea este gratuită, nu prin merite. În primul rând, putea fi mândru de sine pentru că a realizat un lucru de care puțin sunt în stare, a luptat până la capăt pentru a ajunge la țintă, s-a pregătit mai mulți ani, era conștient și Dumnezeu l-a ajutat ca să-și atingă scopul, iar oamenii îl respectau. Acesta era visul lui. Cred că funcționa acest lucru de a oferi ceva și a primi un dar. Primea ceea ce merita răsplata. Dar din câte am văzut, lucrul acesta se întâmplă în viața de pe pământ, pentru că darul vieții veșnice nu îl putem ajunge prin a merge până la capătul lumii, trecând printr-un proces de curățare și iluminare. În final, trebuie să înțelegem că mântuirea este prin har, este darul lui Dumnezeu. A primit într-adevăr ceea ce visa. La sfârșit, l-au întrebat de ce face asta și a zis că vrea să fie respectat. A primit asta, dar, așa cum am clarificat la început cu Silard, sunt întrebări importante, esențiale cu privire la mântuire, viața veșnică, iar aici nu ne ajută realizările umane sau meritele, pentru că. O primim fără plată. Cred că sunt momente în care nu ajunge acest lucru. Cunoaștem persoane care au făcut lucruri pentru a câștiga respectul altora. În final, tot nu erau satisfăcuți. Au fost persoane care au ajuns la suicid pentru că nu simțeau bucurie de plină. După o vreme. Omul își dă seama că are nevoie de ceva mai mult, pentru că ceva lipsește. Respectul oamenilor nu ajunge nevoie de ceva mai mult. Ce vedem în răspunsul lui Isus, oferit tânărului bogat? Cât de importantă este ordinea pe care o stabilim noi? Cum să se raporteze un creștin față de avere? Tot ce avem este un dar al lui Dumnezeu, inclusiv banii. Cred că bogăția în sine nu este păcat, dar poate deveni păcat dacă nu o administrăm cum trebuie. Zecimea este a Domnului, iar restul trebuie administrat cu responsabilitate, pentru că influențează viața de acum și cea veșnică. Putem spune că nu este nimic rău nici în cazul tânărului bogat. Nu asta era esența lucrurilor la prima vedere. Însă, atunci când au clarificat cu Isus celelalte așteptări și realizări, a înțeles că ceea ce ocupă primul loc în acel moment în viața lui, averea, poate fi o barieră în calea intrării. În Împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că ceea ce ne oferă Dumnezeu, așa cum a amintit Mark, o face voit în mod conștient pentru a ne încerca sau pentru ca noi să dăm mai departe. Așa cum spune și Ellen White. Iisus vedea potențial în tânărul bogat, dar era nevoie de acea schimbare. Legat de avere, îmi vine în minte cazul lui Iov, cel care avea avere mare, și Satana îl acuza pe Dumnezeu că Iov este credincios pentru că primește binecuvântări și are de toate. Iar Dumnezeu îi spune că îi va lua totul și o să vadă că va rămâne credincios. Apoi a luat totul, Iov a avut o luptă, dar în final și-a dat seama că cel de la care a primit totul are și dreptul de a lua totul, iar la fel și în cele puține trebuie să fim credincioși ca în privința celor multe. Dacă primesc binele de la Dumnezeu, atunci pot primi și răul, Aici văd și provocarea pentru tânărul bogat. El trebuia să recunoască faptul că averea pe care o avea era de la Dumnezeu și dacă el spunea să pună totul deoparte ca să-l urmeze, atunci ar fi trebuit să o facă cu aceeași atitudine plină de bucurie, ca atunci când spunea că a ținut toată legea și avea anumite pretenții în consecință. Din potrivă, tot ce este un câștig pentru Hristos trebuie socotite ca fiind gunoi. Adică, ceea ce realizez eu în această lume pălește în lumina a ceea ce a făcut Iisus pentru mine. Atunci când trebuie să punem în ordine acele valori, chiar și noi, tinerii și toți oamenii, de fapt, în asta văd încercarea tânărului bogat în ce privește averea. Care era metoda lui Isus în privința tânărului bogat? Isus l-a abordat pe tânărul bogat la nivelul la care era. De fapt, el a căutat pe Isus, i-a pus o întrebare greșită, dar așa cum am amintit, Isus nu îl mustră pentru asta, nu îl condamnă. Pleacă de la nivelul la care era tânărul bogat, răspunde la întrebarea lui, încerca să-l conducă treptat ca să realizeze singur de ce de ce decizii are nevoie. Îi pune întrebări ajutătoare. Mulți uită că ne ocupăm cu îndemnul pe care îl dă Isus de a ține poruncile, dar înainte de asta, Isus întreabă de ce îl numește pe el bun. Acest lucru trebuia să-l pune pe gânduri pe tânărul bogat. Apoi discută despre păzirea poruncilor, despre condițiile de a-și vinde averea ca să o împartă săracilor. Face aceste lucruri pentru că pentru ca tânărul să-și dea seama că pleacă dintr-un punct greșit și are de luat o decizie. Isus nu este dur, ci discută cu el clar. În altă evanghelie, ni se spune că Isus l-a plăcut pe acest tânăr. Asta înseamnă că vedea în el speranță și părea promițător. Din păcate, nu știm ce s-a întâmplat, dar atunci a plecat trist. În baza finalului acestei întâmplări, am văzut ce a cerut Isus tânărului bogat să vorbim despre ce. Se așteaptă de la noi. Cred că de la noi are aceleași așteptări ca de la tânărul bogat, dar acolo a evidențiat așteptările, însă el așteaptă de la noi ca nimic să nu ia locul lui. Adică, el să fie cel pentru care renunțăm la orice. Totodată, aș vrea să spun că Dumnezeu este gelos. Oamenii devin geloși atunci când, într-o relație, unul începe să se intereseze de o altă persoană. Atunci, partenerul începe să fie gelos. La fel este și cu Dumnezeu. Dacă pun altceva pe primul loc, atunci și el devine gelos. Dacă ne gândim la viața noastră în ziua de azi, ce înseamnă să urmăm pe Isus? Cred că a urma pe Isus înseamnă, dincolo de faptul că mergem la Biserică, avem încredere în El, Îl cunoaștem, așa cum am învățat în Biblie, trebuie să. Prezentăm și altora acest lucru prin viața noastră. Ca ei să vadă că îl prezentăm pe Isus prin caracterul și dragostea noastră, prin grija noastră și să ne îngrijim de părinții noștri, de copiii noștri, oferind un exemplu pentru cei care ne privesc. Îmi dau seama că vestea bună sau darul pe care îl primesc nu îl păstrez pentru mine, ci simt că îmi aduce atât de multă bucurie încât doresc să o dau mai departe. Este interesant ceea ce spune Amanda, am împărtăși cu alții averea și caracterul nostru, cunoașterea lui Dumnezeu. Isus nu a zis tânărului ca de azi să scape de averi, să le arunce, ci i-a zis să le vândă ca să le dea săracilor, așa cum s-a amintit. Ce credeți unde a greșit tânărul bogat? Eu cred că greșeala tânărului bogat a fost iluzia pe care o avea. Spunea cu mândrie că păzește poruncile, nu ucide, nu fură, își respectă aproapele. Însă Isus îi arată că nu este așa. Nu ținea o poruncă importantă. A pus averea și bunurile materiale înaintea lui Dumnezeu. Îi era greu să renunțe la bunurile materiale, ca să-l urmeze cu trup și suflet pe Dumnezeu. De multe ori, și noi tinerii cădem în această capcană de a pune alte lucruri înaintea lui Dumnezeu. Poate fi vorba de locul de muncă, școală. Este important să ne punem întrebarea cu privire la ceea ce este important în viața noastră. Dumnezeu ne cheamă să-l urmăm cu suflet și un trup curat. Tânărul bogat pleacă trist. Cum vedem din această întâlnire slujirea lui Isus înseamnă bucurie sau tristețe? Din moment ce, în cazul nostru, întâmplarea nu are un final fericit, ci în Biblie scrie că a plecat întristat. Dacă este bucurie sau tristețe, depinde de ce anume suntem alipiți. Care sunt valorile care ne fac fericiți? Care este punctul de plecare al fericirii noastre? Dacă fericirea noastră depinde de lucruri efemere, atunci ea va fi trecătoare. Dacă o așezăm în lucruri veșnice, având încredere în promisiunile lui Dumnezeu, atunci nu contează acele vremuri în care toate lucrurile materiale dispar. Pentru că fericirea nu constă doar în acestea, nu din acestea provine. Originea bucuriei noastre nu sunt condițiile materiale, ci slujirea lui Dumnezeu trebuie să fie bucuria noastră. Cred că în predica de pe munte spune Isus că omul nu trăiește doar cu pâine, de fapt este în timpul ispitirii. Atunci când este ispitit să transforme pietrele în pâine, pentru că fiind Dumnezeu poate face asta, atunci spune că omul nu trăiește doar cu pâine. Dacă ne gândim la nevoile omului, vedem că a sluji pe Dumnezeu este o bucurie în orice condiții. Aș mai adăuga ideea potrivit căreia unii cred că prin faptele lor pot merita harul lui Dumnezeu. Acest lucru face ca viața să devină foarte stresantă. Mereu simt că nu ajunge ceea ce fac. Dacă știu că am primit deja mântuirea, știu că Dumnezeu îmi poate da putere și pace pentru ca să o pot continua. Așa cum îl pot face și pe el fericit. Dacă știu că el este fericit, atunci și eu voi fi fericit. Un om fericit și liber, cred că asta doreai să accentuezi. Este un exemplu tipic cu privire la oamenii care sunt bogați și triști. Dacă așezăm la oaltă aceste două aspecte, vedem, în cazul tânărului bogat, că el rămâne bogat, dar pleacă trist pentru că bucuria o dă Hristos putea rămâne bogat, dar așa cum a spus Isus, este pe primul loc și dacă este urmat, atunci viața devine o aventură, pentru că, deși se întâmplă neprevăzute, dar știm că Isus este mereu cu noi, dacă alegem să-L urmăm. Oglinda este în mâna noastră. Cum alegem? Să nu uităm că trebuie să luăm decizii în fiecare zi. Îmi doresc să rămânem lângă Isus, fără a alerga după lucruri trecătoare.

De multe ori ești trist, pentru că închizi ochii spirituali, și nu vezi că sunt cu tine. Și închizi ochii pentru că nu ai încredere. Ești plin de rănile, pe care le tratezi în mod constant. Dar vindecarea durează mult. Rănile tale nu dispar dacă le vindec, ci devin răni sfinte. Provine binecuvântare din ele. Atunci când am venit pe pământ, trupul omenesc acoperea Lumina Divină. Mulți vedeau în mine doar un rabin. Carnea acoperă și în tine sufletul supranatural. Doar prin răni stălucește lumina autentică. Te-am creat să fii iubit încă de la început. De atunci, deloc nu ne-am despărțit de milioane de ani te iubesc. Știam dinainte când te vei naște, îmi doream să te văd, te-am îngrijit, te-ai născut să slujești, dar pentru asta nu trebuie să renunți la tine. Slujirea ta este cea mai profundă versiune a eului tău. Așa te-am creat. Când am venit pe pământ, am devenit servul tuturor. Nu păream a fi altcineva. Aveam față până la sfârșit. Crezi că nu este vocea mea, doar tu vorbești cu tine? Ți s-au destrămat credința? Nu te teme. Inima și dragostea ta sunt mai puternice. Ai încredere în ele. Nu e problemă dacă simți că harul se termină. La Maree se termină Marea? Nu. Doar merge câteva sute de metri mai departe. La fel, nici Dumnezeu nu dispare. Dacă scade sau crește nivelul, după natura sa misterioasă. Draștele spectatori și ascultători, am ajuns la finalul acestei ocazii. Dar înainte de a ne lua rămas bun, să ne gândim la ce concluzie am ajuns în urma predicii și a discuției. În primul rând, eforturile noastre pământești nu sunt suficiente, pentru că astfel am avea parte de viața veșnică prin realizări. Avem nevoie de Dumnezeu, de harul și dragostea lui. Mulți am purtat sau purtăm cu noi bagaje inutile în căutarea lui Hristos. Acest lucru este de înțeles, pentru că dacă în inima noastră este Creatorul nostru, atunci suntem în stare să lăsăm în urmă orice bagaj, chiar și cele la care ținem, dar sunt rele. Tânărul bogat a ales, dar din păcate nu pe Isus fiindcă nu putea da drumul acelor bagaje prin care putea da dovadă de încredere în Mântuitorul. Să recunoaștem posibilitatea, faptul că decizia aceasta este valabilă în continuare. Mai avem timp de a alege pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a oferit liberul arbitru să trăim cu această posibilitate cât timp se mai poate. Vă mulțumesc că ați urmărit această emisiune. Sper că v-a fost spre încurajare, ca în fiecare zi să alegem pe Domnul, alegându-l în toate situațiile. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere! Chio Biblii Biblia Isereplăd, cine este personajul tău preferat din Biblie, Samson cel puternic sau Solomon cel înțelept? Sau poate Daniel cel smerit? Potrivit cuvintelor lui Isus, ai vrea să fii porumbel sau șarpe? Ce facem atunci când Isus ne învață ceva ce nu ne place? Vino cu noi între 7 martie și 23 mai în fiecare duminică seara de la ora 9 pe Facebook și YouTube ca să descoperim împreună învățăturile lui Isus.